În filmul Mircea al lui Sergiu Colescu apare copilul Vlad Țepeș lângă bunicul său, Mircea cel Bătrân. În spirit pedagogic, bătrânul voievod îi dă mână liberă să judece doi boieri trădători. Dacă trăim sub o piatră mai există un român care nu a văzut filmul, poate ghiciți cum se cei doi. Cât adevăr este în această scenă? L-a cunoscut Mircea pe nepotul său Vlad născut în Transilvania? A fost cumva copilul Țepeș asociat la domnie, având putere să judece în locul voivodului titular? Nu! Mircea cel Bătân a murit cu mulți ani înainte să se nască Vlad Țepeș și toți ceilalți fraței săi. Și iarăși nu! Nu Țepeș, ci fratele lui mai mare, Mircea, se pare că a fost asociat la domnie. Cel puțin nu înainte de 1477, în ultimul an din viața tatălui său. Apariția copilului Vlad și în acest film este o licență artistică cu rol dramatic și deci invenția lui Nicolaescu. Lăsați un comentariu dacă doriți să recenzăm și acest uh, spectaculos film.